V-am adunat pe toți ca să vă prezint ce haine noi ne-am luat. Dacă ne doare pe noi fix în gaura neagră, de ce te-ai cumpărat tu? Nu mai dați mă banii pe porcării, luați răchiul la copii. Taci mă din gură, bețăvanule, Cătăline, mamă, chiar sunt curioasă. Dacă ți le-ai luat iar mici, cât să nu-ți ajungă și la anul, uite-te și la mine că ți-ai după cap. Hai. Ok, prima achiziție este această cămașă. E cam șifonată, dacă nu mă înșală ochii. Zici că ai scos-o din gaura neagră la Andrei. Te iei de cămașa lui că e șifonată, nu te uiți la tine, făi Alexandru, că zici că ești călcată în picioare. Zici că te-a călcat autobuzul. Vă luați răscațațele ăștia aici, taca, 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 lăsați băiatul să prezinte hainele. Hai Cătăline, tată, pune pe tine. Ce părere aveți? Că mie îmi place foarte mult. Șifonată, e cam șifonată. Semeni cu tataie. Vată nasă-ți mai trebuie. Unde ți-a fost mă capul când ai luat-o? Nu vezi că ți-a mică? Asta într-un an mă pui să o dau la rude, că ți-a mică. Îi rămâne mică. Ce mică? Zici că e Sandu Ciorbă în concert. Ce te bași mă tu, constipat-o? Îți puseași galbenul ăla pe tine, zici că ești tolumie scarpă. Te bași tu repede, strâmbo. Hai mă, serios, nu vă place deloc? Că mie îmi place foarte mult. Iartă-i, Cătăline, mamă, că ei nu au simț artistic ca tine. El e balanță, dobitocilor. Și de-aia se îmbracă așa bine. Dacă e să o luăm cu zodiile, eu sunt gemeni. Unde mi-e geamănul? Și acum regret ziua în care te-am luat de bărbat. Proastă decizie. Vai de mama ta, Viorele. Așa mă, fără mișto. Am început să studiez zodiile. Tu ești gemeni. Tu ești fecioară. Fecioară. Tu, Andrei, erai tot gemeni. Alexandru, tu ești berbec ca mine. Cătăline, balanță. Balanță, eu sunt balanță. De-aia se explică totul în casa asta. De-aia suntem noi așa handicapați. Ah, păi normal că pe mine m-ai uitat. Eu ce zodie sunt? Pe mine mă uitați mereu, aha. Tu ești rac, ești un rac. Toți racii să plâng. Să plâng așa ca tine. Ce nu-mi plac mie racii deloc. Vezi că scade proteza. Te găsești tale cu zodiile. Hai fii, mama, lasă-ne-mi pace cu zodiile tale. Pleacă de aceea. Așa mă, deci cămașa asta. Mi-a spus eu, mi se pare călcată în picioare, e șifonată. Îți spus eu ție, nesimțitule, că ești balanță. Doar de tine-ți pasă, ești plin de tine. Eu încerc să vă ajut aici să vă spun zodiile fiecăruia și pe voi vă doare în gaură neagră. Lăsați-mă în pace. Nu mai pupați nici pic de pensie de la mine. Mă, da, tochitura asta nu-și loc pastilele azi dimineață, ce naiba are? Așa. Cămașa asta. Căcama și cămașa ta, na. Ce dracu ai fi, Alexandru, și tu? Te apucară? Nu vă e, mă, rușine! Nu vă e nici pic de rușine? Femeia încearcă să ne ajute animalelor. Mă duc după ea, că nu susțineți nimic în casa asta, doar de voi vă pasă. Mă duc la ea. Puneți-vă mâna și faceți o ciorbă! Vă jucați la zodiile toată ziua, parcă aveți 13 ani! Aha, tu ești un bețăvan. Așa, Cătăline, ducă-mă așa aia înapoi, că la anul rămâne mică, iau cu 15 numere mai mari. Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chef de viață, o fi inimă, ce mai lume hoață. Tân, tân, unde-s prietenii mei, care chefuiam cu ei, o fi inimă, ce mai lume hoață. Alo! Acum te duci în ochi. Tu ai voce. Hai fai, Alexandru, veni să mă iei la mișto? Că cred în zodii? Mama, mai e, mă. Eu sunt cu tine. Că știu cum e să nu te susțină nimeni de casa asta de ratoni. Tu ești berbec, tu ești ca mine. Așa fac berbecii, să susțin unii pe alții. Misiunea noastră numărul 1 acum e să băgăm râcă între ei, să le spunem ce fac zodiile fiecăruia.
să se certe. Ai gândit exact ca un berbec. Ce-mi place de tine, Frăi Alexandru, Frăi. Păi da, nu știu eu. Cum să nu știu eu chestii de-astea? Hai, ridică-te. Da, acum nu o să fim așa ca o echipă, ca sora și sora, că n-aș vrea să mă afișez cu tine. Dar eu ce am? Ăștia din casă te cred așa cam proastă, cam palie. Ei, nu eu. Așa, așa mă cred ei pe mine. Stai că le arătăm noi lor acum. Așa, așa, hai să mergem peste ei. Le băgăm râcă să se certe. Hai, hai, hai că le arătăm noi lor. Mamă, soacră, ce învârț acolo. A prins Viorel o nevăstui casa în fața blocului. Și-o baga ciorbă. Cam scârbos dacă mă întreb pe mine. Cocoșato, nu strâmba la mine, că dacă nu fac eu mâncare în casa asta, tu nu faci mâncare. Hai, ziceți repede ce vreți. Stai așa că zic eu. Am venit să vorbim despre Zodi și cât de compatibil ești cu ăștia după în casă. Că avem noi niște chestii cu încă unii nu te-ar plăcea. Doar unii, nu suportă niciunul. Aha, nu mă suportă niciunul, cred că tu nu mă suporți. Tu, tu cu mustață, nu strâmba la mine, cocoșată. Din câte știu eu, tu e Zodia Fecioară. Andrei e Zodia Gemeni. Și Viorel e tot gemeni. Fecioarele nu se înțeleg cu gemenii. Gemenii... Hai mă, lasați-mă în pace cu chestiile voastre de zodii, că nu cred eu în așa ceva. Planeta care intră în gemeni nu e compatibilă cu planeta ta, că soarele activează pe o rază de 200 de km la oră, în care gemenii încep să nu mai suporte fecioarele. Ha? Andrei crede că ești grasă. Grasă, în grasă, Andrei crede că sunt grasă. Eu l-am primit la mine în casă și i-am dat de mâncare și l-am ținut pe banii mei aceia că măsa nu îl dădea afară de casă, măsa, îl dădea afară de casă. Și el zice că sunt grasă. Hai plecați de aceea că mă duc eu să el după aia. Plecați. Funcționează, funcționează, e superată. Da, Frăi Alexandru, hai, hai să o lăsăm în pace. Eu zic să rezolv treburile cu Andrei că nu se face așa. Da, Frăi Mihaelă, nu te suport deloc, Andrei. Oh, bună seara, doamna Coco! Bună seara, Costel! Ce faceți? Uite bine, aici! Vrei să ne pupăm? Da! Florine, ce faci? Ce fac? Nu fac nimic! Fii atentă că am niște vești pentru tine! Cineva de aici, din casă, nu prea te înghite. Ei, și de-aia nu mai pot eu, că nu mă înghite niciunul. De-aia mi se rupe mie gaura neagră. Nici dacă ar fi vorba despre propriul tată? Tata? De ce nu m-ar suporta tata? Da, băi, fii atent, că tatăl e gemen, tu ești rac. Ca să facă conexiunea între gemen și rac, există un blocaj conexional între gemen și rac, astral, dintre Venus și Marte, alcătuiți de soare și înapoi. Nu, că nu știu ce bău asta azi dimineață. Fii atentă. Tacto vrea să ia lui Cătălin mașină. Și ție nu ți-a nimic. Asta e explicația aia simplă. Tacto e gemen, tu ești rac. De-aia ia lui Cătălin. Cătălin e balanță. Știam eu! Știam eu! Aia doi pun ceva la cale. Mersi că-ți pusăresc. Mersi. Lasă că le-o coc lor. Le-o coc. Capul lor. A ieșit soarele din nori, of, 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 buruiana mea. E cerul plin de nori, of, 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 buruiana mea. S-a dus nori, s-a dus ceața, la 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 la. Cătăline, mama, e, ce faci acolo? Am și eu două plante aici și le cânt, că am auzit că muzica le face bine la clorofilă, la ce dracu fac și face. Și mie îmi cântă, când înainte să ne culcăm. Aia, melodia aia frumoasă, ești când te dorești. Lasă, dracu, florile, că avem să spunem ceva interesant. Drame. Ia, că-mi plac dramele. Ia. Tu, dacă ești balanță, nu te înțelegi bine cu fecioarele, pentru că fecioara e măta și dacă lasă-mă, dracu, cu balanțele și cu fecioarele.
Fii atent aici la mine. Mărta, a zis că îți taie din alocație. Nu-ți mai dă bani de buzunar. Ia uși la asta. Păi cum asta nu mai dea bani? Eu cu ce-mi cumpăr budigăi? Ți-am spus eu, e fecioară, așa fac fecioarele. Bă, să-mi bat picioarele că mă țapă și inima. Mereu a făcut așa, mereu a făcut. Oare preferată pe Florina? Dar las că mă cer cu ea, nu mai poate. E o scârboasă, măta. Ceartă-te cu ea, că e scârboasă. Ceartă-te. Tată, socru, vezi că Cătălin ți-a băut tot rachiul din deci. Cum să-mi bea rachiul? Ala nu-i să-l duc la cap. Stai, mă, fată, să nu se creeze confuzii. El e balanță, tu ești gemeni, de-aia să face chestiunea asta. Nu vă înțelegeți deloc. Îl omor. Ne certăm în sala asta. Nu știu ce faci, dar noi a venit să-l spunem că nu mi se pare corect. Acum plecăm. Hai, fame, țită-o, dă-te. Ho, că mă dau. Hai, pa. Iar culul lui al dracu. Bă, da, ăsta când mi-a băut rachiu? Dacă mi l-a băut pe ăla pe care l-am adus acum, stai că mă duc să le întreb pe ăștia. Mamaie, planul funcționează perfect. Am băgat râcă aproape între toți. Da, fă-i, Alexandru, mai avem să-i spunem despre Zodi și lui Andrei, da. Acum trebuie să mințim și pe Andrei cum i-a mințit pe toți din casă, ca să se certe după aia de sară toți între ei. Ce ale dracu suntem noi. Da. Ați făcut la mișto? E aia tăsarmaua. Hai, mă, du-te și cacăte că auzi și prost. Lasă-ne în pace. Voi ați vrut să ne certăm? Voi chiar ați făcut la mișto. Voi realizați că erați în mijlocul casei și v-a auzit toată lumea. Ce să se audă? Bă, mai guțoiule, grasă e măta, nu sunt eu. Mirele, ești coaptă, n-auzești că fui la mișto, Andrei n-a zis nimic. Știu, dar mă enervasem. Cum să zici că sunt grasă, Doamne ferește? Știu că pare de necrezut, dar mamaie m-a pus să zic tot ce a spus. Ia, cu ochii de strâmbi. Minte-mă, mamă, eu vreau doar să vă spun de Zodi. Asta a spus să băgăm râca între voi. Minte. Și ce mi-a spus mie e că nu vă mai dă bani în pensie. Bani în pensie oricum nu vă dădeam. Bă, Alexandru, tu vrei să bagi râca între toți? Te aud de muștucul ăla acum.